Investitorul străin prezent în România, prezent în agricultura României, este uneori privit cu oarecare suspiciune, cu oarecare reținere. De foarte multe ori nu înțelegem pe acești oameni, nu înțelegem ce caută în România și de ce vin tocmai aici, uneori de peste mări și țări, ca să facă investiții. Știm cu toții că o mare parte din investitorii străini prezenți în România sunt de naționalitate italiană, dar puțin dintre dumneavoastră probabil știu că există și o cameră de comerț italiană pentru România. Îl am lângă mine pe domnul Adrian Dimache. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc că ați acceptat să purtăm acest dialog, pentru că este și în interesul fermierilor români. Practic, și eu și alți români ne așteptăm ca investitorul străin să vină și să ne aducă ceva. Acel ceva nu este legat numai de bani, numai de finanțare. Știm că toată lumea suferă de acest lucru, toată lumea are nevoie de bani, dar eu cred că, în primul rând, România are nevoie de o schimbare a mentalității. Nu putem să intrăm în Europa, noi spunem că am intrat, dar de fapt, din anumite puncte de vedere, nu am intrat în Europa, suntem tot la periferia Europei, dacă nu facem aceste schimbări, dacă nu facem aceste modificări. Și aș vrea să vă rog să ne prezentați în câteva cuvinte investitorul italian. Cine sunt cei care au venit în România până acum și, desigur, care sunt domeniile prioritare în care au investit. Desigur, în primul rând vom discuta despre ceea ce înseamnă agricultură și procesarea acestor produse obținute în agricultura românească. Da, acum, investitorii italieni știm că sunt mulți în România. Cea mai mare parte sunt firme mediu-mici, cam asta este cea mai mare, în cel mai mare număr, ceea ce oglindește care este structura economică în Italia, o țară care în final se bazează în special pe întreprinderile mici și mijlocii. Asta este țesutul economic al Italiei, este făcut preponderent din această structură. Italia nu este niciun secret, este într-o situație destul de grea, în general, are niște probleme structurale care în istorie întotdeauna vin, sperăm, bineînțeles, fără să avem niciun gen de nuanță politică în ce spunem, ca cine este acum, cine va fi în viitor, să știe să se adreseze acestor probleme. Dar între timp, evident, să-l chemăm investitor, eu spun, în final este vorba de oameni care caută alternative în viața lor și pentru familiile lor și din când în când chiar și pentru angajații lor, că lucrurile nu înseamnă întotdeauna să fugi dintr-o țară. Evident, România are anumite aturi din punctul ăsta de vedere. Cel mai banal, putem să spunem, este atul lingvistic, în care există o afinitate destul de mare. Vecinătatea fizică, adică aici vorbim de, din punctul meu de vedere, printre primele țări apropiate. Temperamentul? Temperamentul vine de la sine, fiindcă și nemții investesc în România și temperamentele sunt foarte diferite. Dar să spunem că și temperamentul, e un factor psihologic, să spunem în general, este un factor psihologic și de apropiere. Și italienii au fost oarecum printre primii care au venit spre România imediat în primii anii 90. Ei au investit în România în multe sectoare, în final. Unele sunt mai puțin, altele mai mult vizibile. Procedurile, procesele prin care investitorii străini, în general, fiindcă aici, ok, noi suntem Camera de Comerț Italiană, dar în final nu e că ne plimbăm cu steagul italienesc prin România să spunem, iată, asta este țara noastră. În niciun fel și în niciun caz asta nu este intenția noastră. Și foarte des, intențiile sau mai degrabă interesele generale ale firmelor italienești sunt 100% exact aceleași ale firmelor românești. Deci noi, în principiu, ne adresăm în tot ce face la toți. Dacă vrem să ne adresăm numai firmelor italienești, ceea ce se întâmplă să facem, o facem în special prin evenimente, prin întâlniri pe care le facem în Italia. Deci acest lucru deja l-am făcut începând cu anul trecut și anul ăsta l-am focalizat foarte mult pe partea de agricultură. Deci noi am făcut evenimente la Napoli, la Padova și în alte locuri în care am arătat potențialul, inclusiv cu anumite, că mai mult decât sponsori, eu vreau să chem parteneri, fiindcă la sfârșit ei vorbesc despre niște lucruri care sunt extrem de tehnice și importante pentru toți. Și am colindat Italia ca la sfârșit să putem să arătăm potențialul României de dezvoltare. Aici trecem la celălalt pas, care din punctul meu de vedere este un pas strict emotiv și care din multe puncte de vedere eu nu reușesc să-l înțeleg ca o finalitate, nu-l înțeleg, îl înțeleg așa ca un proces economic, ideea că vine investitorul și străin. Investitorul este străin sau nu, e tot, întotdeauna o să fie un investitor. În agricultură există un element fundamental, cu pământul nu pleacă nimeni.
Deci, eu nu cred că are un sens. Am auzit asta și la nivel de anumite, nu știu, patronate, asociații, etc., că iată că acum o să năvălească investitorii străini. Ei nu știu dacă năvălesc, poate nu și-au dat seama că au năvălit deja de mult în timp. Nu este vorba de nimeni nu năvălește peste nimeni. Inclusiv, eu spun că faptul că ei pot să vină cu niște know-how-uri importante. Adică dacă noi ne uităm în industrie, suntem fericiți că în România a investit, nu știu, mă gândesc la Continental, poftim, nemți, DeLonghi italieni, Pirelli italieni, cineva s-a luat de investițiile astea? Eu nu cred că cineva, fiindcă au creat locuri de muncă, etc., fiindcă vin din țări care în momentul ăsta au nevoie să se ducă să producă în alte țări și în final eu am văzut din aceste investiții foarte des reies alte investiții după aia făcute de firme românești, de oameni, să le spunem, de naționalitate, cu pașaportul, dacă asta trebuie să devină un factor de evaluare, dar care eu nu văd ce au adus rău, adică același lucru se întâmplă în agricultură cu o mică diferență. Eu cu fabrica de adevăratele pot să o închid și să plec cu ea, să o demontez, eu cu terenul niciodată nu o să pot să plec. Și cine investește în agricultură sunt oameni întotdeauna atașați de teren. Agricultorul italian și agricultorul român o să vorbească întotdeauna exact aceeași limbă. Eu nu pot să cred că există niște interese care să fie diferite din niciun punct de vedere. Că după aia reglementarea juridică, că terenurile să fie cumpărate sau nu, din punctul noi facem parte și dintr-un grup, să spunem, de discuție cu guvernul. Pentru noi n-a fost niciun argument de discuție pe legea terenului. Am spus, chiar domnul ministru, am spus, pentru noi este neutru, adică e suveranitate legislativă din România, nu asta o să oprească niciodată, fiindcă n-au oprit până acum. Deci cine vrea la sfârșit să-și face un SRL, până și-au făcut SRL-uri, ca să cumpere terenurile. După aia e normal, în situații de anumit tip, terenul nu poate, proprietatea nu putea să fie transmisă direct cetățeanului străin. Italia de mult timp are, terenurile sunt date la vânzare, sunt libere de cumpărare pentru cetățeni străini și s-a văzut că au intrat, au în special în anumite zone din Italia, au cumpărat foarte mult, inclusiv. Astea sunt politici strict naționale. Pe noi ne interesează în final business environment, adică trebuie să funcționeze tot mediul de business, să fie cât mai, cum să spune, cât mai fluid. Adică asta atrage investiții, dacă se vor investiții. Eu cred că se vor, în final, investițiile străine. Se vor investiții și nu trebuie să uităm faptul că niciun domeniu al economiei, indiferent că vorbim de agricultură, de cibernetică sau zbor pe lună, niciun domeniu al economiei nu se poate realiza fără bani. Practic, la ora actuală și mai ales la ora actuală, mai ales în ultima perioadă, datorită crizei economice și financiare, este o foame de bani. Iar țări care au găsit acele pârghii potrivite pentru atragerea de capital și am în vedere în primul rând China, au reușit să se dezvolte foarte mult. Vedeți dumneavoastră, înainte, în urmă cu 20 de ani, toată lumea sau în urmă cu 30 de ani, critica China. China, practic, putem spune și astăzi, că este țara cea mai comunistă din lume. Nu trebuie să venim cu argumente pentru a susține această afirmație și constatăm că, de fapt, acolo se duc cele mai mari concerne, acolo se duc cele mai mari bănci ale lumii. Deci China a știut ce are de făcut pentru a deveni un magnet pentru aceste investiții financiare. În partea cealaltă a Europei, toate țările care sunt în top la ora actuală n-au făcut altceva decât să atragă capitalul financiar, să atragă tehnologie și eu cred că acest lucru trebuie să-l facă și România. Vedeți, dumneavoastră, îmi face plăcere să vă ascult și să discutăm despre tehnologia care a venit inclusiv din Italia, dar haideți să spunem câteva cuvinte celor care ne urmăresc la această oră, pentru că aș vrea să profit de prezența dumneavoastră în fața camerei și să vedem în ce măsură investitorul străin, în cazul de față investitorul italian, a venit și cu o schimbare de mentalitate, pentru că problema numărul unu în România o fi ea financiară, așa cum afirmă foarte mulți români, dar este în primul rând o problemă de mentalitate. Ce ar trebui să facem în România pentru ca să schimbăm mentalitatea românului și să-l determinăm, să-l ajutăm și pe fermierul român ca să fie performant, să facă și el performanță, așa cum vedem că se întâmplă în Italia. Pentru că dacă mergem în Germania, în Franța, în Italia, vedem că acolo agricultura este performantă, este aducătoare de profit. Da, acum eu pe argumentul ăsta, deci eu personal sunt, mă rețin român, dar sunt o persoană care s-a născut în Italia, prin evenimentele vieții asta au făcut și am trăit în Italia până când am terminat facultatea, după care am venit în România. Deci la sfârșit am văzut și văd amândouă mentalitățile.
Din punctul meu de vedere, în România, din când în când, eu simt prea mult așa o senzație că de autobiciuire, pe care eu nu o înțeleg, sincer. Ca și cum se pornește deja de la început să spune asta, că noi suntem un pic inferiori. Nu este adevărat. Deci fiecare țară, fiecare om are propria geneză dată de istorie. Deci aici, în România, niciodată nu trebuie uitat că 50 de ani țara asta a trăit complet pe altă planetă. Deci ce se întâmplă astăzi, din anumite puncte de vedere, este deja bine, din anumite puncte de vedere. Atenție! Deci aici vorbim de o bază economică, de o bază legală, juridică, financiară, care tip de 50 de ani n-a mai existat. Timp de 50 de ani, mulți oameni care au făcut parte, poate din structura economică precedentă, au dispărut și după aia, din 90, în mare parte s-a refăcut tot. Atenție! Italia are o continuitate, din punctul ăsta de vedere, mie îmi vine să spun de 2000 de ani. Ca și tot restul Europei. În nicio țară nu s-au întâmplat fenomene atât de categorice de schimbare, bineînțeles, a societății, a bazei juridice, a bazei financiare, care la sfârșit, normal, evident, comportă o schimbare de mentalitate. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie și românii și străinii să-și dea seama că astea sunt date istorice. Punct. Pe astea ce se poate construi? Asta este, de fapt, întrebarea adevărată. Se poate construi o convergență, unde se consideră că este corectă și necesară, între, la sfârșit, spațiu, să-i spunem, și cultural și economic european, și spațiu cultural și economic românesc. E, acolo intră pe undeva, probabil, acțiunea politică care vrea sau nu vrea. În același timp, eu cred că oamenii își modifică, și asta o văd destul de bine, își modifică automat această mentalitate, prin faptul că intră în contact. Și nu neapărat numai, eu cunosc foarte mulți întreprinzători români care ei sunt deja absolut la standardele europene, dacă așa vrem să le spunem. Deci integrarea asta, dacă nu se vor întâmpla, nu știu ce, dezastre geopolitice pe care acum nici nu putem să le prevedem sau care este nefrică să se întâmple, în principiu este un principiu, e o situație de convergență care se va întâmpla automat. O și vedem, acum mă scuzați, dar în final, o anumită parte din politica economică a României este impusă de femei, evident. Deci că nu spunem de nicio, nu vorbim de niciun fel de conspirație. Sunt secrete. Nu sunt secrete, fac parte din, sunt scrise în presă, etc. Asta înseamnă că România a intrat într-o zonă care nu mai este cea strict proprie. Dar, repet, până acum 25, eu am venit înainte de 90 în România. Era de negândit pentru cine venea din Italia și pot să vă spun chiar inclusiv din Serbia sau din Ungaria, că după aceea treceam prin țările acelea. Aici situația era precipitată complet. Ce a creat, bine, se aude aceste cuvinte, omul nou, nu s-a creat niciun om nou în România, s-a creat la sfârșit un sistem prin care oricine, ca să supraviețuiască în sistemul respectiv, să se amelioreze, a trebuit la sfârșit să trăiască în mediul respectiv și să facă cât a putut. Acum s-au liberat dintr-o dată lucrurile. Normal că nu toți o să reușească. Tineri, evident, deja, eu văd, văd pătura asta de tinerime care acum intră în facultăți, etc. Ei deja gândesc altfel. Deci vorbim de pur și simplu de oamenii, societățile se schimbă întotdeauna prin anumite inputuri proprii. Eu văd, eu nu sunt deloc pesimist din punctul ăsta de vedere și ce văd, bun, din când în când am pretinde să meargă mai repede lucrurile. Lucrurile merg după anumite ritmuri care sunt naturale pentru o anumită societate. Eu nu sunt deloc pesimist, poate să pară chiar ciudat ce spun, eu sunt mult mai optimist de pe România decât pe China, de exemplu. Și asta este un pic datoria europenilor, adică să își dea seama că Uniunea Europeană înseamnă și o uniune de adevărat, era să fim împreună. Și chestia asta, în ce văd producții care pe anumite zone, care producții care din China se reîntorc în România, în orice caz, stați liniștit, că fabricile din România încep să absoarbă producțiile care vin din China. Lucrurile încet, încet se schimbă. România, normal, trebuie să joace anumite aturi. Agricultura, evident, este una dintre astea, dar eu în chestia asta nu vreau să ne oprim la strict la faptul de cultivat un câmp. Nu, România are un potențial imens, tot ce o să însemne pe transformare. Transformarea produselor agricole care devine industrie, în final, adică vorbim acolo de sector industrial, este una dintre bazele fundamentale care susține chiar agricultura. Deci în momentul în care agricultorul român are direct, când spun agricultorul român, vorbesc și de firma italiană și de firma românească. Firma italiană care a venit în România devine o firmă românească. Este vorba de un agricultor care el are cetățenie italienească, dar la sfârșit aici este viața lui și aici trebuie să respecte mediul care îl înconjoară.
În momentul în care se va aduce, se va duce toată industria de transformare spre un anumit nivel, și agricultura în final în România o să aibă o bază solidă, o bază financiară mult mai solidă. Italia are o industrie de transformare foarte mare. Deci dacă vedem numai, nu știu, fac exemplu cel mai banal, producătorii de paste. Pe numai dacă vedem câtă pastă se produce în Italia, e clar că tot grâul din Italia se duce spre producția internă. Trebuie să importe. Italia importă inclusiv vapoare de grâu. Același lucru pentru multe alte subsectoare, să spunem, ale agriculturii. Astea sunt procese. Acolo poate să intervină politicile statului, da. Deci faptul să reușești să împingi mai mult dezvoltarea transformării produselor agricole este ceva care poate să fie în parte determinată prin fondurile europene, prin anumite politice specifice. Evident, acolo este o zonă unde statul și executivul și legislativul, în final, pot să aibă un rol de jucat. Și eu spun că mentalitatea, când ne întoarcem la ea, imediat se adaptează la situația asta. Imediat își dă seama că există un moment în care vorbeam de mentalitate, avem în vedere și organizarea agriculturii. Dacă mergem în Italia, vedem la tot pasul faptul că mediul privat, că firmele din Italia, indiferent că vorbim de agricultură, pentru că concluzia este identică pentru toate domeniile, pentru toate sectoarele, vedem că acolo există asociații performante. Vedem că în Italia, în Franța, există cooperative. Am fost în Italia și am văzut federații pe domenii ale asociațiilor, ale cooperativelor, și ce am văzut, un lucru pe care noi românii încă nu-l înțelegem, și de asta vreau să-l aduc în discuție, pentru că dumneavoastră sunteți, citesc aici, secretar general la Camera Comercială Camera de Comerț Italiană pentru România. Deci vedeți România și din Italia, și o să vă întreb la final cum se vede România din Italia, dar să ne întoarcem la aceste structuri organizatorice. Eu mă aștept și am pretenții, și nu numai eu, de la investitorul italian care vine în România, să nu vină doar cu niște bani și cu niște tractoare și să cultive un teren cu grâu, orz sau, mă rog, alte asemenea produse. Este important și acest lucru, pentru că sunt foarte mulți români care vin și spun, decât să rămână terenurile pârloagă, mai bine să vină cineva să le cultive. Da. Dar atunci, cum stăm la capitolul mentalitate? Pentru că vorbeam și de integrare. România nu se poate integra în Europa atâta timp cât noi nu știm să ne asociem. Toată Europa are la tot pasul cooperative, valorificarea producției se face în interes, în condiții normale și în condiții eficiente, și noi nu facem acest lucru. Și vreau să accentuez puțin și vreau să vă întreb în mod concret, ce ați făcut, dar nu ce ați făcut, ce puteți face și ce intenționați să faceți în perioada următoare pentru ca fermierul român, fie el de naționalitate română sau italiană, să înțeleagă și mai bine acest lucru și să vedem în perioada următoare asociații profesionale ale fermierilor, în care fermierul italian, fermierul român să-și apere drepturile în primul rând și în al doilea rând să caute acele pârghii pentru valorificare și pentru creșterea producției. Da, ăsta de adevărat, capitolul ăsta este un capitol destul de important. Acum, una este ce putem face și alta este ce putem să arătăm. În primul rând, Italia de adevăratele a devenit măcar o țară în care asociațiile, structurile cooperative au ajuns să aibă o putere foarte mare. Și aici ne bazăm, în final, ne bazăm pe un proces istoric, adică dacă vedem, regăsim originea lor în 1200, ajungem în epoca romanilor, deci Imperiul Roman, aproximativ anul, nu știu, 100-200, mi se pare, nici nu mi-aduc aminte exact când, obliga toți meșteșugarii și toate categoriile să se asocieze într-o anumită categorie și să rămână să facă acea muncă. Deci dacă eu eram, nu știu, un croitor, să spun, măcelar, eram obligat să intru în structura asociativă a, să spunem, a pantofarilor, și după aia și fiul meu trebuia să continue să facă asta. Deci nu se putea ieși. Deci pe undeva a venit printr-o impoziție dată de nevoia a Imperiului Roman să stabilească ceva solid pe care după aceea să construiască propria putere. Bun, vorbim de 2000 de ani.
Deci, în timp, asta s-a transformat, bine, după aia a dispărut, bineînțeles, obligativitatea de asociere și de a face parte din breasla, cum ar fi profesională respectivă. Deci, nu e că copiilor, la un moment, copiii nu au mai fost obligați să urmeze meseria părinților, dar a rămas, totuși, această idee de corporativism pentru fiecare meserie. E, normal că în timp asta s-a dezvoltat până la nivelul în care astăzi, dacă vorbim de agricultură, de exemplu avem organizații cum este Col di Retti în Italia, cu care noi chiar avem niște parteneriate, au și venit aici în România, exact un pic ca să arate ce se întâmplă. Și este chiar la nivel european, se pare cea mai mare ca și număr și este hiperactivă din punctul ăsta de vedere. Dar activitatea lor a devenit, s-a transferat la nivelul să apărăm producția. Deci să apărăm inclusiv filiera de vânzare. Deci ei au ajuns inclusiv să aibă niște platforme ca să vândă produsele agricultorilor care ei nu reușesc să ajungă să exporte. Deci divers tip, în special pe partea zootehnică, de exemplu, că ei se ocupă absolut de tot. Ei au ajuns să-i pună împreună, deci tu faci un salam foarte bun, tu faci o șuncă foarte bună, tu faci ce faci, i-a pus împreună și ei au făcut firma care cumpără de la ei și le vinde în străinătate. Deci ăsta este procesul. Vedeți, care se întâmplă. Eu vă ascult cu mare atenție și sunt convins că și telespectatorii noștri fac același lucru. Dar revin la întrebarea pe care am pus-o. De ce această experiență a poporului prieten italian nu ajunge să fie... Lăsați-mă, că aici sunt pași. Deci eu mie ce nu-mi place, prefer să nu vorbesc decât să trăiască să fac niște pași în care în mijloc nu se înțelege de ce am ajuns la o anumită concluzie. Italia este așa. România, ne reîntoarcem la ce s-a întâmplat în 50 de ani. Eu mi-am făcut o idee în final. Timp de 50 de ani asocierea a fost forțată prin coercitiv, pur și simplu. Deci nici n-a fost o adevărată asociere, a fost să pui împreună mai mulți, să le colectivizezi pământul ca să-l cultive toți împreună. Dintr-un punct de vedere strict, dar pur și simplu strict economic, are foarte mult sens. În final, nu? Ai mai mulți. Exact ce se întâmplă în Italia, în România, a fost impusă de o anumită situație. Bun, le-a luat dreptul de proprietate oamenilor, care este un drept fundamental. Și fiecare în interior, în propriul interior, are acest element de proprietatea, este un element fundamental al personalității, în final. Deci, prin asta noi știm unde stăm și cine suntem. Odată că s-a trecut de 90, părerea mea și ce simt eu, a fost pur și simplu o refulare. Deci a spus, atunci ne-ați obligat, acum nu mai vrem în niciun fel. Deci asta să fie principalul motiv? Eu simt că pe undeva a fost ideea asta, adică a fost atât de forțată și în special mergând pe niște lumea țărănească, care a fost cea care a rezistat cel mai mult în final colectivizărilor și avansării comunismului, lumea țărănească, cea care s-a bătut până în ultima secundă ca să-și apere proprietățile. E, acolo, și din punctul meu de vedere, în parte este de înțeles, când după aia s-a dărâmat toată structura centralizată și asociativă, fiecare a spus, eu merg pe cont propriu. Dumneavoastră, adineori, va... Văd o schimbare în timp, în schimb. Încep să văd că lucrurile un pic se reîntorc spre înțelegerea faptului că asocierea, fie asociere între profesioniști, fie asocierea a producătorilor, începe să se reîntoarcă, fiindcă văd situațiile externe. Adică acum încep să se reuite afară și mă stai un pic, că dacă totuși noi ne asociem unii cu alții, merge mai bine. Pe de altă parte, în România, extensia, suprafețele care sunt cultivate, sunt imens de mari. Deci dacă noi vorbim de ferma medie din România, care este, să spunem, mediu mic, aproape 2000 de hectare, în Italia, printre cele mai mari, este la 1800 de hectare, înseamnă o fermă de o dimensiune incredibilă. Deci totuși aici a fost o asemblare economică, în orice caz, a proprietăților. Și se întâmplă în continuare, deci o fermă de 50.000 de hectare, în Italia nu poți să înțeleagă, deci face parte din ceva ce nu se poate înțelege. E, aici s-a întâmplat prin proprietatea, de fapt, a reușit să comaseze foarte mult și să ajungă niște terenuri foarte mari. Deci, mai degrabă, eu spun că este mai importantă partea de asociere profesională a intereselor comune. Acolo, mai degrabă, este problema adevărată. Organizațiile, asociațiile de fermieri, etc., alea ar trebui să lucreze într-un fel mult mai centralizat și să-și pună foarte clar. Aici avem toți exact același interes. Foarte des, din păcate, și asta este natura umană, totul ajunge la niște interese care poate să fie ale unor sau ale altora, dar de vizibilitate, să spunem, poate să fie politică, poate să fie de orice natură. Acolo coborâm la sfârșit în ceva ce este uman. Trebuie trecut de acest punct. Vizibilitatea politică foarte bine, să rămână, că la sfârșit toți o caută și în Italia, oriunde, dar rămâne pe de deasupra interesul colectiv.
când interesul colectiv, de fapt, să te gândești că, în final, dezvoltarea economiei agricole depinde de o viziune colectivă a agriculturii între toți cei care fac agricultură, asta este obiectivul final. Eu spun că la sfârșit o să se ajungă, nu sunt procese naturale. Sperăm să cât mai repede, să nu mai vedem că se tot mai ceartă pe una pe alta. Eu sunt certul pe care nici nu să înțeleg. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat acest dialog. Aș vrea numai să fac o precizare vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră, și anume v-ați referit la un moment dat la această tradiție pe care o are Italia. Știm ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani, în urmă cu 1200 de ani, sunt realități, le cunoaștem și noi pentru că am mai citit și noi istorie, dar aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc în primul rând, pentru că sunt convins că dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine, că și România a avut tradiții într-un viitor nu prea îndepărtat. Acele bresle care au făcut foarte mult bine pentru poporul român și pentru colectivitățile în care erau aceste bresle. Deci e bine să ne uităm la Italia, e bine să preluăm din experiența Italiei, dar e bine să avem măcar un sentiment de mândrie că și în această țară a existat asemenea asociații, au existat breslele muncitore. Și să știți că... Total de acord, dar timp de 50 de ani a fost făcut totul bucăți. Italia niciodată n-a trăit o perioadă așa, de ruptură atât de dramatică. Nici Franța, nici alte țări. Asta este, la sfârșit despre asta este vorba. N-a existat ruptura aia dramatică care a fost la un moment. Se vede cum în 50 de ani poți, fiindcă ce spuneți dumneavoastră e absolut corect, dar în 50 de ani, 40 de ani, s-a făcut bucăți ce s-a construit în sute sau poate chiar în mii de ani. Din păcate, ăsta este adevărul. Înseamnă că putem să ne reîntoarcem la ce a fost înainte, dar aducând și o memorie istorică cum erau lucrurilor, adică este și un proces mai amplu. Aveți dreptate, dar eu spun că acele 40 de ani au schimbat foarte mult lucrurile, cum în puține locuri s-a întâmplat, sincer. Am observat că sunteți optimist, vă mulțumesc pentru acest optimism, pentru această radiație de optimism și să sperăm că se vor molipsi tot mai mulți români și tot mai mulți vor reuși să înțeleagă lucrurile și să gândească ca noi. Vă mulțumesc mult și vă urez mult succes în ceea ce faceți la această cameră de comerț italiană pentru România. Și noi vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm la următoarele evenimente, o să vă invităm sigur.